din priză, pentru faptul că suntem foarte aproape de subiect, trebuie să avem grijă de capul nostru, cum îl poziționăm pe corpul și lângă capul adversarului. Dacă fac priză și stau cu capul în fața lui, sunt pasibil de a-mi lua un cap în gură și a mă scoate din acțiune. De aceea, capul se lipește. Ori pe pieptul lui, făcând tehnicile de picior arătate anterior, ori împingând capul lui în toate direcțiile, lipind capul meu de capul lui și împingând în capul lui. Deci, priză, capul jos sau împingând în capul lui. Lăsând capul în fața lui, nu facem altceva decât să fim loviți și scoși din acțiune.